În mod normal, postul Sfinților Petru și Pavel ar trebui să înceapă luni după Duminica tuturor Sfinților, însă atunci când învierea este celebrată mai târziu de 1 mai, nu mai rămân suficiente zile pentru post. Pentru a rezolva această situație, Sfântul Sinod a hotărât că este necesară stabilirea unei perioade de minim șapte zile pentru acest post. Sărbătoarea celor doi apostoli, Petru și Pavel, este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care l-au avut în răspândirea creștinismului. Postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta din cele șapte zile de post, patru sunt cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată acestui post, ca în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți.